Risipa alimentară rămâne o problemă majoră în România. Cu toate acestea, se pare că 95% din mâncarea aruncată la gunoi provine din mediul urban. Aproape 60 de milioane de tone de alimente au fost irosite în 2020. Dar toate detaliile ne sunt aduse acum de colega mea, Marina Filimon. Bună dimineața, Marina! Ce informații ai? Bună dimineața! Risipa alimentară a devenit una dintre problemele capitale ale societăților dezvoltate. Conform Eurostat, aproximativ 59 de milioane de tone de alimente au fost irosite în Uniunea Europeană în 2020. Practic, fiecare locuitor din țările membre ale UE aruncă la gunoi într-un singur an cantitatea, atenție, de 131 de kilograme de alimente. Astfel, România este pe locul 9 în Europa la risipa alimentară. În plus, statistica mai arată și faptul că 95% din cantitatea de alimente aruncate provine din mediul urban. Realitatea arată că, în același timp, multe dintre familiile de la sate abia își permit o masă pe zi, iar aproximativ 5 milioane de români trăiesc în risc de sărăcie. În privința locuitorilor Uniunii Europene, vedem că aceștia aruncă la gunoi cu predicție cam aproximativ la fructe și legume 27%, cereale în procent de 13%, carne 10% și cartofi 10%. Potrivit statisticilor în ceea ce privește țările membre separat, Germania și Franța, dar și Italia mai ales, contribuie cel mai mult la producerea deșeurilor alimentare, dar situația este diferită atunci când valorile sunt defalcate pe cap de locuitor. Germanii și francezii, în schimb, rămân sub media Uniunii Europene, în timp ce, de exemplu, în Cipru, Portugalia, Belgia și Danemarca, aceste date sunt depășite. Cea mai eficientă metodă de a evita risipa, unanim acceptată, este limitarea cumpărăturilor. Oamenii au tendința de a cumpăra foarte multe alimente, mai ales cu ocazia unor sărbători, cum este Crăciunul sau Paștele, iar, la final, o importantă parte din mâncare devine deșeu. În ceea ce privește metodele combaterii risipei alimentare în țările europene, vedem că în Franța, în 2016, de exemplu, o nouă lege a stipulat că magazinele mari pot arunca o parte din alimentele nevândute, dar o mare parte dintre acestea ar trebui donate. În Ungaria, în 2022, au fost toate măsuri sporite pentru mari comercianți. Supermarketurile sunt obligate să ofere astfel alimente către organizații non-profit cu cel puțin 48 de ore înainte de finalul termenului de valabilitate. În schimb, în ceea ce privește țara noastră, în România există o rețea de bănci de alimente care colectează și redistribuie donații alimentare de la companii retailer către ONG-uri cu programe sociale din zone precum Brașov, Cluj, Timișoara, Constanța, Oradea sau București. În iunie și septembrie 2020 s-a reușit, în schimb, de exemplu, salvarea peste 700 de tone de lapte școlar.